Bună ziua, dragi prieteni din Berbec, haideți să dăm la zaruri ce săptămână este săptămâna viitoare din 6 până în 13 mai. Da? Doar în zaruri mă o să mă uit. Oh, ok, le mai încerc o dată. La Berbec. Vă reluați comunicarea cu cineva, vine o persoană înapoi, vă împăcați. Vă împăcați. Dacă vine un ex, da, vine. Veți fi împreună, da, pentru că probabil acum ar reține ceva acea persoană, dar simte o atracție mare pentru dumneavoastră. Se întoarce, vă iubește. Câteodată se comportă ciudat, dar se comportă ciudat această persoană câteodată. Nu știu dacă mai am. Se comportă ciudat. Nu cred că mi-a văzut niciunul. Așa. După aceea vă văd o atracție, el simte atracție sau ea, acea persoană simte atracție pentru dumneavoastră, se întoarce la dumneavoastră, veți fi împreună, aveți multe secrete unul față de celălalt, dar primiți vești sau vreți să păstrați această persoană, să o ascundeți, să fie numai pentru dumneavoastră, o să luptați pentru el sau pentru ea. Luptați și câștigați, da? Luptați prin orice metodă, prin orice, ca să cuceriți această persoană, să fiți cu ea, cu el. Am să extrag o carte din îngerii aceștia ca să fie mai bine, mai frumos. Doar o carte am să mă gândesc la Berbec. La noi berbecii. Hai să vedem. Nu vă lăsați speriați de problemele, de greutățile din drum. Este important să comunicați clar și corect. Aveți idei noi, minunate, care trebuie să le puneți în practică. Da? Cam asta a fost pentru Berbec, deci vă rămân împreună. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.